Doamnelor și domnilor, la Parlament, mari sportivi ai țării urmează în aceste momente să facă declarații. Vă reamintesc faptul că Nadia Comăneci, de asemenea Simona Halep, Ilie Năstase s-au adunat. Da, ascultăm declarațiile, au început. O jucătoare ca Simona Halep să câștige Wimbledonul, să n-aibă un teren de iarbă în România? Și pentru ea și pentru ceilalți copii care încep să joace. Nu, iarba nu poate. Aici nu pot să-ți dau răspuns că nimeni în Europa, în afară de Anglia, nu au terenuri de iarbă. Dar să câștigi tu neul pe iarbă, eu a doua zi dădeam o tărere de guvern să facem o sală. Deci 15.000-20.000 de locuri. Ați spus că va veni un moment în care... Nu. Că va veni un moment în care veți abandona. La ce v-ați gândit? Nu mai pot. Uite, și discutam în mașină acum, nu mai. Noi ne-am făcut datoria și ca sportiv și ca susținător ai sportului pentru cei tineri, cum spunea și Nadia, dar nu mai am răbdare, domne. Am 75 de ani aproape. Nu mai am răbdare. Că nu se schimbă nimic. Am stat 3 ani aici și am fost în Comisia de Sport și Învățământ și n-am putut să fac nimic ca senator, da? Vreau să vă întreb care este mesajul dumneavoastră pentru deputații care acum au pe masă acest proiect de lege. Deci ai întrebat ceva de Budapesta, nu mai era nevoie de acea conversație, că lucrurile erau deja rezolvate, nu? Pentru că asta este problema. Deci noi nu avem această obligație să fim aici, ci conștiința ne obligă ca să încercăm să facem ceva pentru această generație care trebuie să aibă cel puțin... ce am avut noi, oportunitățile pe care le-am avut. Dacă stai și te uiți și compari cu ce este în afară, noi am început, noi am fost buni, noi am fost primii acum 40-50 de ani. De ce s-au luat alții după noi și acum noi am rămas în urmă? Deci este extrem de important. Nu știu cine mai poate veni după noi, că noi am încercat aici să ne uităm la posibilitățile în care se pot găsi soluții, să ieșim out of the box, da? Pentru că stăm în aceeași cutie și nimeni nu iese ca să facă ceva, să aibă curajul să facă ceva pentru sport. Și cred că noi, este important pentru generația de astăzi ca să vadă că are suportul nostru. Pentru că să știți că și ei văd și știu că sportul nu are finanțare și se uită și ei când participă la competiții ce au ceilalți și ce nu avem noi. Nadia, sălile de gimnastică sunt ca pe vremea ta, sunt la pământ în momentul de față. S-au descentralizat loturile și s-a ajuns la concluzia că trebuie să revină la loturile inițiale pentru că n-au unde să-i trimită. Da, este adevărat, este păcat că avem aparatură în unele cluburi din anii 70 și 80. Sunt foarte multe gimnaste care vin și se antrenează în afară, de fapt, ca să vadă experiența de antrenament care este în afară. Și dacă stai și te gândești ceea ce am început noi în anii 70 cu performanța de la gimnastică, au copiat americanii absolut tot ce am făcut noi. Și în afară de acest lucru, la fiecare concurs național la care particip în Statele Unite, sunt mai mulți antrenori români pe covor decât antrenorii din Statele Unite. Trebuie să ne aducem acești antrenori înapoi, pentru că ei vor să vină aici, însă nu au potențialul ca să aibă grijă de familie, de copii și să reușească să facă performanța aici. De ce în altă parte se poate și aici nu? Și noi știm cum, dar trebuie să cineva să facă, nu știu. Noi ne-am spus ce am avut de spus, să sperăm că cineva va face un pas spre bine și pentru că tot timpul vorbim și a trecut și în alt ciclu olimpic și nimic nu s-a făcut. Domnule, să sperăm. Lipsește cel mai mult unui copil în România ca să facă. Deci în Statele Unite sunt foarte multe locuri în care copiii vin și practică sportul gratis. Deci noi trebuie să creăm aceste oportunități pentru acești copii, pentru că văd și la televizor, o văd pe Simona, care este încă activă și are asemenea performanțe. Copilul vrea, dar n-are unde să se ducă. Domnule, mersi, mersi, mersi. O precizare din alt domeniu, vă rog. O epidemie de coronavirus, cum vă protejați? Cine a venit din China? Ne spălăm pe mâini. Ce să facem? Încercăm să stăm sănătoși, dar să sperăm că o să fie în regulă. Mersi! Încercăm să facem ceva pentru generația de astăzi, de altfel generația